Bun găsit tuturor! Sunt Alexandra Blejan și vă invit să rămâneți alături de noi timp de o oră, pentru că astăzi purtăm discuții economice. Ne aflăm în holul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu pentru a patra ediție a emisiunii Student Focus. În prima parte a emisiunii o să vorbim cu domnul decan, domnul profesor universitar dr. Liviu Mihaescu, decanul Facultății de Științe Economice. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit și dumneavoastră în Facultatea de Științe Economice din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Cu mare drag! Astăzi ne-am gândit că trebuie să vorbim și despre condiția unui economist în România. În ultimul timp se vorbește foarte mult despre faptul că avem parte de mulți absolvenți la facultăți de profilul acesta, dar care, din păcate, sunt nevoiți să urmeze altă cale. Există așa? Există mai multe categorii de burse, unele impuse conform legii. Avem burse sociale, sunt tocmai cele care vin în ajutorul studenților care nu au o condiție materială adecvată pentru a urma cursurile facultății. Avem burse de merit. Aceste burse de merit sunt, de fapt, cele care recunosc meritele la învățătură ale studenților. Avem burse de studiu, de asemenea, o altă categorie, și există chiar și burse de excelență. Acestea sunt acordate la nivelul universității. Pentru fiecare dintre cele pe care le-am numit aici, există criterii de selecție distincte, de la medii, în anii de studii, plus alte activități suplimentare pe care studenții le desfășoară. De asemenea, mai avem și burse Erasmus. Acestea sunt o categorie aparte pentru acei studenți care doresc să studieze în străinătate. Apropo de lucrul acesta, vin mulți care în străinătate au stat jumătate de an, de exemplu, și au învățat la perfecție o limbă străină, se întorc în România și au parte de unele cursuri bilingve. Cum v-a venit ideea să introduceți acest tip de cursuri? Acest tip de cursuri am dorit să îl introducem tot așa pentru a veni în întâmpinarea studenților și ne-am gândit că ar fi o ofertă inedită la care să poată să ia parte inclusiv studenții străini care vin în parteneriat Erasmus ca să studieze la noi în țară, la noi în facultate chiar. Nu avem foarte mulți în momentul de față și acesta a fost și motivul pentru care seminariile la anumite discipline s-au desfășurat bilingv. Bilingv în sensul că dacă existau două seminarii la acea disciplină, studenții puteau opta pentru a participa la un seminar dacă doreau să în limba engleză, la celălalt seminar în limba română. Sau în ambele limbi, nu? Până la urmă, dacă aveau nevoie. În ambele limbi, dar restricția și cerința a fost ca la seminarul de limba engleză să se discute strict numai în limba engleză. Ei primesc dublă diplomă, adică și pentru specializarea în română și pe engleză? Nu au primit dublă diplomă pentru așa ceva, dar ne-am antrenat, să spunem, pentru noile specializări pe care le punem la dispoziție studenților începând de anul acesta și respectiv de anul următor universitar. Și anume? Anume, avem un program de master în limba engleză, MBA, Master in Business Administration, în managementul afacerilor. Și dorim, începând de anul următor, să avem un program de licență în limba străină. Limba străină va fi engleza. Înțeleg că sunt foarte mulți studenți Erasmus care vin din alte țări, dar aș vrea să știu cu ce țări avem noi, cei din Sibiu, parteneriate în lume. Cu ce universități? Avem în momentul de față aproximativ 40 de parteneriate cu universități din lume. Și din Europa, și din zona Asiei, și din zona Africii, și din Statele Unite. De aici provin de obicei studenții care optează pentru a face studiile Erasmus în facultatea noastră. De asemenea, avem mulți studenți care doresc să plece, dar încă putem să anunțăm că oferta este mai mare chiar decât cererea pentru acești studenți care doresc să studieze în străinătate.
Îmi spuneați la începutul emisiunii despre faptul că ei fac practică, unii dintre studenți, sau că sunt chiar angajați. Spuneți mai mult despre șansele acestea pe care le au, în ce fel pot ei să ajungă să facă practică în companii importante din Sibiu. Practica economică este prevăzută în mod obligatoriu în planurile de învățământ de la facultatea noastră. Studenții din anul 2 trebuie să meargă 3 săptămâni în practică. Tocmai datorită faptului că am identificat unele neconcordanțe între planul nostru de învățământ de la facultate și oportunitățile pe care le-ar avea angajatorii spre a le oferi un mediu adecvat de desfășurării practice, am încercat de anul acesta, de fapt demersurile sunt mai de demult, dar am încercat de anul acesta să discutăm cu partenerii din mediul de afaceri să primească studenții în practică pe parcursul întregului an calendaristic. Aceasta înseamnă că nu vor primi studenții doar în luna iunie, când este programată această activitate. Atunci ar fi și complicat pentru toți ca să dea năvală în birourile acestea ale partenerilor de practică. Și, pe de altă parte, s-ar întâmpla ca strict doar în acea perioadă de 3 săptămâni să nu poată să urmărească toate activitățile care se desfășoară și se derulează în mod curent în activitatea unei firme. Da. Partenerii au fost dispuși să facă asemenea acceptări ale studenților în perioada de practică. Noi chiar ne bucurăm pentru că în felul acesta încercăm de fapt să le oferim posibilitatea, da, pe lângă partea teoretică, da, să învețe inclusiv partea practică. Cu alte cuvinte, să pună teoria în practică, de asta au nevoie, nu? Și totuși un an de zile întreg nu e prea mult pentru practică, presupun că neplătită? Nu este vorba de un an de zile, practic este vorba de o eșalonare a activității de practică. Studenții vor merge 3 săptămâni, dar nu este obligatoriu să meargă 8 ore pe zi, ar putea să meargă și mai flexibil, respectiv 4 ore, și până își epuizează întregul program de practică pe care trebuie să-l realizeze. Sau energia. Ei se rotesc. Ar fi bine să-și epuizeze și energia. Cu siguranță ar însemna că învață mult mai mult decât ceilalți. Vreau să vorbesc cu un student care ne spune despre experiența pe care a avut-o în practică. Se numește Claudiu Vâlcea. Bună! Bună ziua! Sunt de la Facultatea de Științe Economice, anul 2, la profilul Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Aș vrea să știu în ce domeniu ai făcut practică, înțeleg că 3 săptămâni. Da, am făcut practică în domeniul hotelier și în domeniul restaurantului. Este un domeniu în care vrei să rămâi și după absolvire? Nu m-am gândit încă la acest lucru, însă îmi doresc să cunosc cât mai multe domenii. Spune-mi, ți-ai stors toată energia de care erai capabil în acele 3 săptămâni? Ai folosit-o pe toată? Da, pot să zic că datorită celor care m-au primit în practică, chiar am învățat multe lucruri. Pe care presupun că doar din teorie ți era greu să le știi, nu? M-au ajutat mult mai mult pentru că numai semestrul acesta am făcut acea teorie despre domeniul hotelier și m-a ajutat foarte mult. Mulțumesc foarte mult, îți urez succes pe viitor și sper să-ți găsești domeniul în care vrei să activezi. Mulțumesc și eu. Trebuie să continuăm discuția, domnule decan, pentru că înțeleg, e importantă practica, iau parte și de burse și totuși, ce ne facem cu studenții despre care vă spuneam, aceia care nu se angajează în domeniul pe care îl doresc? Am putea fi vreo soluție? Să apreciem că încă de prin 94-95, da, au fost 10 ani de creștere economică, după care s-a întâmplat o perioadă în care nu s-au mai putut angaja chiar așa ușor absolvenții noștri. Nu pot aprecia decât că ne întoarcem la un element de ciclicitate care apare în economie. Crizele, evident, sunt succesive, vor urma și perioade de boom, suntem de acord, dar de obicei aceste perioade de boom sunt cele în care apar diverse dezechilibre. Aceste dezechilibre se ajustează printr-o criză, am constatat chiar pe pielea noastră în anii care au trecut. Și probabil însă, încă mai constatăm, nu? Ar trebui să fim mai optimiști și să vedem lucrurile un pic într-o altă manieră. Să ne gândim la faptul că
în continuare putem să obținem o creștere economică la noi în țară, respectiv o rată mai mare de angajabilitate în țară, dacă vom avea absolvenți bine pregătiți. Lucrul acesta nu se vede foarte ușor, chiar la prima citire, să spunem așa, pentru că pregătirea este continuă, durează 4, 5, 6, 7 ani, de fapt am putea spune pe tot parcursul vieții, și dacă am fi chiar sinceri, am putea aprecia că stocul de cunoștințe era un indicator foarte calculat înainte de 1990, a crescut pe măsură ce a trecut timpul. Da? Deci avem mult mai mulți absolvenți. Acești absolvenți arată de fapt că au un nivel de pregătire mai bun decât îl aveau anterior. Știu că unii studenți din timpul facultății, pe lângă practica pe care o fac, pe lângă burse, pe lângă toate aceste activități, văd că sunt foarte activi și au dezvoltat chiar și afaceri în timpul facultății pe care le-au continuat după absolvire. Spuneți-mi mai multe detalii sau câteva detalii doar despre aceste proiecte pe care le-au inițiat. Există și în momentul de față activități inițiate de către studenți care au primit sprijinul nostru, dar pot să apreciez că încă de prin anii 95-96 au existat asemenea inițiative. Chiar studenți la vremea aceea, unii dintre ei chiar au ajuns cadre didactice, au încercat să inițieze afaceri și acele afaceri să fie gestionate doar de către studenți, în așa fel încât să poată să obțină exact practica aceea de care au mai multă nevoie. Și în momentul de față, la inițiativa Clubului Studenților Economiști din Facultatea de Științe Economice, a fost înființat, îi spunem noi așa pe scurt, Xerox-ul din facultate. Practic este o afacere gestionată de către studenți, doar ei lucrează aici, ei se ocupă absolut de toate aspectele legate de această afacere. De câți ani există? De un an de zile. Bun, mult succes! Mulțumesc! Practic, studenții sunt cei care merită aici toate laudele, pentru că ei au inițiat și au întreținut cu foarte mult aplomb această afacere. Dar înțeleg că și dumneavoastră ați susținut, pentru că n-aveau cum să dezvolte o afacere. Spațiul a fost pus la dispoziție și eventual uneori o mijlocire cu firmele care să ofere servisare sau alte elemente necesare pentru buna desfășurare a activității. Dar prea puțin, din partea noastră. Atunci le urez o afacere cât mai profitabilă pe viitor și o să urmărim imediat un material despre această afacere. Dar vreau să vă întreb dacă aveți parte de sprijinul autorităților din Sibiu și mai ales de parteneriate importante cu companii locale. Evident, avem sprijinul și din partea conducerii universității, avem sprijin și din partea Consiliului Județean, avem sprijin de asemenea și din partea primăriei, da? Deci există asemenea legături foarte strânse. Toate persoanele care sunt implicate în aceste legături și parteneriate recunosc importanța Facultății de Științe Economice pentru comunitate, pentru Sibiu în general, și la toate solicitările noastre ne-au răspuns afirmativ. De asemenea, avem parteneriate cu mediul de afaceri. Să nu uităm că facultatea noastră funcționează de aproximativ 20-21 de ani și în toată această perioadă am avut multe promoții de absolvenți. Acești absolvenți în momentul de față au ajuns să își conducă propria afacere sau să lucreze în poziții importante în domeniul administrației în Sibiu. Eu vă urez mult succes și mă bucur tare mult că aud doar vești bune și de la această facultate, pentru că este a patra pe listă, așa, în ordinea în care s-a întâmplat să filmăm emisiunile Student Focus. Vreau să vă invit să le dați câteva sfaturi tinerilor care acum sunt pe băncile facultății și care mai târziu vor fi economiștii țării. Sfaturi, cred că au auzit foarte multe până în momentul de față, nu știu dacă duc așa lipsă. Totuși, fără a fi nostalgic, cred că cel mai important lucru este să învețe. Îmi aduc aminte chiar în acest moment de un discurs pe care l-a avut Steve Jobs și sunt sigur că mulți dintre ei l-au și urmărit. Este discursul pe care l-a susținut în fața absolvenților de la Universitatea din Stanford. Cam același lucru îl spunea și el, dacă este important să înveți. Practic, viața ne duce prin diverse puncte. Toate aceste puncte vor fi unite dacă noi dorim la un moment dat să le unim. Și atunci este important ca fiecare moment pe care îl parcurgem
să constituie de fapt o cărămidă pentru cariera viitoare pe care doresc să-și o construiască. Mulțumesc foarte mult că ați fost prezent astăzi și mai ales că ne oferiți acest spațiu frumos ca să realizăm emisiunea. Vă invit pe dumneavoastră, pe cei de acasă, să urmăriți acum materialul de care vă vorbeam. Trebuie să vedeți cum arată culisele unei afaceri care, iată, a fost inițiată de studenți. Ați văzut că o inițiativă, chiar dacă este încă din facultate, poate lua contur și iată, este un exemplu pentru noi această afacere. Poate că încercăm și noi să fim puțin mai curajoși și să dezvoltăm, chiar dacă am terminat facultatea, un astfel de proiect. Acum aș vrea să vorbesc cu un om care are de-a face cu studenții aproape zilnic și mai ales care a angajat de-a lungul timpului foarte mulți studenți, care i-a învățat să devină bun economiști și bun gestionari. O să vi-l prezint acum pe domnul Cornel Benchea, director de rețea al Băncii Comerciale Feroviara București. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Aveți și probabil ați avut de-a lungul timpului de a face cu studenții foarte mult, pentru că este o emisiune studențească. Vreau să vă întreb despre cum colaborați cu ei, pentru că înțeleg că deja de pe băncile facultății aveți această întâlnire. Da, așa este. După cum ați precizat, lucrez în sectorul bancar și lucrez de ceva timp, iar colaborarea pe care am avut-o cu studenții a fost de la începuturile mele în sectorul bancar și mai ales din perioada bună a sectorului bancar, perioada de expansiune, respectiv începând cu anul 2004. Spuneți că a fost acea expansiune foarte mult înainte de criza economică mondială. Ce s-a întâmplat de atunci? Acum, în 2014, după 6 ani de zile, mai aveți de-a face cu atât de mulți studenți? Mai puteți angaja atât de mult? Nu. Evident, lucrurile s-au schimbat după criza care a debutat în 2008 și să sperăm că suntem pe final în momentul de față. Evident că această criză și-a pus amprenta și pe sectorul bancar și, din păcate, aș putea să vă spun că în această perioadă aproape toate băncile care au avut o rețea dezvoltată au redus numărul de unități și evident că acest lucru s-a lăsat și cu o reducere de personal și cu concedieri. Din păcate, perioada dinainte de criză a fost poate o perioadă de expansiune cantitativă. S-a cerut foarte mult să se ajungă la o anumită cotă de piață și această extindere cantitativă poate că a avut și părți negative. Care ar putea fi acelea? Toată lumea știe acea perioadă de, să zicem, chiar și de acele credite cu buletinul, care se dădeau în centrele comerciale. Ei, evident că poate nu a fost o măsură foarte bună, ci timpul a dovedit-o că n-a fost chiar așa, dar poate că această criză ne-a și readus un pic cu picioarele pe pământ și poate că toată lumea și-a dat seama acum că nu poate să consume mai mult decât produce. Și asta este valabil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice și mai ales chiar și pentru țări. Că vedeți foarte bine că se discută de alte țări care și-au depășit gradul de îndatorare formidabil de mult și avem exemple în jurul României destule. Și mai ales în țări puternice. Spuneați... Exact, gen Grecia și Italia, care au un grad de îndatorare peste 100%, ceea ce este, conform normelor europene, peste 60%, deja este un semnal de alarmă. Ori discutăm în cazul Italiei de 130% sau al Greciei a fost de peste 160% și chiar nu știm exact care ar fi gradul real, pentru că, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat statisticile s-a spus că au fost trucate și că nu se știa exact care este gradul de îndatorare. Exact. Întorcându-ne acum la studenți, spuneați că expansiunea a fost una cantitativă, acum înțeleg că este una calitativă. Putem să spunem așa? Criza ne-a determinat să fim mai atenți la calitate? Exact. În momentul de față, cred că asta se discută, pentru că dacă atunci, cum am spus, era o expansiune cantitativă, era extrem de ușor să angajezi pe cineva și să își realizeze targeturile pe care le aveau, pentru că foarte multe
operațiunile erau automatizate și de multe ori calculatorul, zicem că lua decizia în locul persoanei, respectiv acele credite care se deau cu buletinul, da. Se făcea un scoring pe calculator. Ei, în momentul de față, ținând cont de ce s-a întâmplat, toate băncile sunt extrem de reticente în a mai acorda credite și vedeți că se tot discută de practic de restrângerea volumului de credite, se discută de faptul că în momentul de față băncile dau din ce în ce mai greu credite, că sunt extrem de bine și de timp îndelungat analizate dosarele, încât aproape se ajunge să fie, să nu zicem chiar un conflict între cei care solicită credit și bănci, dar sunt niște, se ajung la niște situații pline de asperități. Băncile în momentul de față, ca să folosim o expresie, putem spune că suflă și în iaurt la acordarea unui credit și evident, dacă folosim expresia asta, este foarte clar că avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, care să poată să facă o analiză aprofundată a unui agent economic, să sesizeze toate aspectele și cantitative, dar și cele calitative, pentru a lua o decizie de creditare în cunoștință de cauză, pentru că altfel multe credite ajung în suferință și, din păcate, ajung la credite neperformante și, evident, în faza finală la o executare. Și tot așa să suferim cu toți. Și să suferim, evident, cu toții în urma acestui lanț. Ce funcții pot ocupa absolvenții, proaspăt absolvenții sau studenții care fac practică și care poate vor să rămână în același domeniu? În perioada respectivă de care vorbeam, facultatea avea 4 ani. Deja din anul 3, practic, puteam primi studenți în practică și cel puțin aveam în orașul Sibiu aveam cel puțin vreo 50 de studenți, deci pot să spun că în bancă au fost peste 200 de studenți în practică, vreo peste 100 au fost angajați și la fel cu mândrie și cu respect față de această unitate de învățământ, pot să spun că vreo 20 și ceva dintre ei au ajuns pe funcții de răspundere și o să îi găsiți ca și șef de agenții sau chiar de director ai băncilor din Sibiu. În perioada respectivă, dată fiind această expansiune, era mai ușor de angajat, băncile aveau și niște posturi care nu necesitau experiență și care necesitau niște persoane care erau extrem de dinamice, care știau să relaționeze cu, și cu personalul, dar și cu clienții și care erau disponibile și se puteau încadra foarte ușor în muncă. Începeau cu niște, cum am spus, niște activități extrem de lejere, iar după o lună, două de practică, foarte mulți puteau să acceseze un asemenea post și accesau asemenea posturi care ulterior, după câteva luni de zile, maxim, să zicem, maxim 6 luni de zile, începeau practic să se angajeze definitiv ca și operator de ghișeu, iar la prima fază, urmând după aceea să ajungă consilieri de clientelă, în principal persoane fizice și după aceea persoane juridice era cel top, urmând ca după aceea să avanseze pe funcții de răspundere. Probabil în ani de zile, dar iată, sigur, primul pas deja foarte, foarte rapid putea fi făcut. Ați pronunțat cuvântul magic, experiență, de care cu toții sunt convinsă că sunt foarte deja exasperați, pentru că există un paradox. Toate companiile cer experiență la angajare, cu toate că studenții nu prea au de unde să aibă experiență. Spuneți-mi despre acest paradox. Dumneavoastră cereți experiență la angajare, la angajarea unor proaspăt absolvenți? Este o întrebare foarte bună, pentru că, într-adevăr, exista și există în continuare acest paradox. În perioada respectivă nu ceream niciun fel de experiență pentru posturile de care discutam, pentru că nu era nevoie. Evident, cu timpul, pe măsură ce această expansiune cantitativă a dispărut și a început, practic, o restrângere a sectorului bancar, posturile care apar în sectorul bancar nu mai sunt chiar de asemenea natură și să nu necesite experiență absolut deloc, sunt destul de puține, dar vreau să spun că în momentul de față, în poziția pe care o am la această bancă, noi chiar angajăm studenți fără experiență, evident discutând de posturi de debutanți, dacă vreți,
și am angajat în zonele din București, cetățenii din București, chiar în perioada trecută, oameni fără niciun fel de experiență, pe post de operator de ghișeu, să zicem. Deci se poate și așa. Se poate. E adevărat că este mai greu și acum trebuie să ținem cont de faptul că, dată fiind această restrângere a sectorului bancar, sunt persoane disponibilizate din sectorul bancar și atunci pot să spun că ai într-un fel de unde alege. Și poate asta este un impediment pentru care justifică faptul că băncile în momentul de față nu angajează foarte mulți studenți fără experiență. Pentru că au de unde alege, sunt persoane calificate, disponibile din băncile care își răsâng rețeaua. Dar dacă sunt studenți foarte buni, care de exemplu au participat la proiecte extracurriculare, care au foarte multe activități în proiectele de voluntariat, acestea se iau în calcul, de exemplu? Da, să știți că contează și ar trebui să se gândească serios studenții la acest lucru, și pentru cei care vor să se angajeze în sistemul bancar. În momentul de față ar trebui să aibă în vedere faptul că aproape toate băncile își centralizează activitățile și acele activități de back office care nu presupun aceste relaționări cu clienții, cu celălalt personal, sunt din ce în ce mai puține. Toată lumea, acum, toate băncile, o să vedeți dacă aplică cineva pentru a se angaja într-o bancă, o să vadă că băncile caută oameni care relaționează, oameni care sunt extrem de dinamici, care au voință și care vor să facă ceva, și aceste acțiuni de voluntariat demonstrează că s-au implicat până acum în ceva, că au făcut ceva de bunăvoie și că au talent în a face ceva în sensul ăsta. Toată lumea caută, de fapt, în momentul de față, să își vândă anumite produse. Ca să, evident, băncile, putem spune, caută niște vânzători, dar ghilimele de rigoare, nu a se lua în sensul strict al cuvântului. Toată lumea caută să-și vândă aceste produse. Și, evident, trăind într-o economie de piață, este logic că toată lumea încearcă să-și vândă produsele și serviciile. Ori este mult mai ușor pentru cineva care a făcut și operațiuni și acțiuni de voluntariat, care este o fire dinamică, deschisă și, evident, care are și o pregătire corespunzătoare, să aibă succes în a se angaja într-o bancă, și acest lucru poate fi dovedit, dar aș vrea să țineți cont de următorul lucru. Totul este pe probă și dacă rezultatele dovedesc, fără niciun fel de problemă, vă angajează orice bancă. Le dați o veste bună, înseamnă. Da, să știți că pentru că studenții pe care avem astăzi prezenți sunt foarte, foarte bine pregătiți și sunt convinsă că nu sunt singurii și mai ales majoritatea fac parte din tot felul de proiecte, de toate felurile. Așa că acum am să vorbesc cu Mihaela Nagoe, care ne dă un exemplu de proiect. Este vorba despre un proiect internațional, CFA Research Challenge. Aș vrea să-mi spui mai multe detalii, Mihaela, despre acest proiect din care faci parte. Da, bună ziua! Sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Lucian Blaga, la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune. Anul acesta am participat la o competiție, CFA Research Challenge. Este o competiție organizată anual, la nivel local, regional și global, care oferă posibilitatea studenților să își pună în practică abilitățile în evaluarea unei companii listate la Bursa de Valori București. Cu alte cuvinte, ce înseamnă mai exact? Este o bază de date, da? Explică-ne. Cu alte cuvinte, am avut de întocmit un raport de analiză financiară, un raport de evaluare, în urma căruia, la sfârșit, trebuia să dăm o recomandare de buy, hold sau sell ale acțiunii companiei care am avut-o de evaluat. Pe mine mă interesează cu ce te ajută acest concurs, acest proiect din care faci parte. Am avut de-a face cu practica mai mult. Am avut de aplicat cunoștințele teoretice învățate în facultate și pe lângă aceasta acum a trebuit să facem noi analiza, să vedem unde căutăm, cum facem evaluarea, cum trebuie să gândim noi.
na, pe lângă ce am învățat în facultate, acum chiar am avut de-a face cu experiență reală din viața de zi cu zi. Practic, am fost puși în ipostaza unui analist financiar. Ce are el de făcut? Ai avut o responsabilitate foarte mare, cu alte cuvinte. Da. Vrei să rămâi în domeniu după ce termini studiile? Da, vreau să rămân în domeniul financiar, vreau să activez. Mulțumesc foarte mult și îți urez mult succes. Și eu vă mulțumesc. Vreau să mai vorbesc cu cineva, pentru că am aici o studentă care vrea să vorbească, Nancy Panța, despre un proiect care se numește Bloomberg. Și aș vrea să îmi spui în partea aceasta emisiunii despre acest proiect, pentru că din nou mi se pare foarte interesant. Dă-ne mai multe detalii, te rog. Bună ziua, eu sunt student în anul 2 la ECTS, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Această idee, acest concept, în fapt, a fost lansat de către Bloomberg, compania financiară globală americană. Testul se numește Bloomberg Aptitude Test, a fost lansat în 2011 de către Institutul Bloomberg și este menit să pună studenții în conexiune cu angajatorii. Cu alte cuvinte, voi aveți o posibilitate, o legătură internațională cu firme din toată lumea? Da, este practic o șansă pentru studenți, o oportunitate. Aceștia pur și simplu vin și dau testul. Testul durează 2 ore, este un test standardizat, global, care se dă online. Studenții intră într-o bază de date, în mod anonim, sub forma unui cod unic de identificare și apoi ei își întocmesc un profil care va fi vizibil angajatorilor. În cazul în care angajatorii sunt interesați de profilurile lor, ei vor fi contactați și eventual le va fi oferită posibilitatea unui job sau unui internship, depinde pentru ce optează fiecare student. Spune-mi, tu ai avut parte de un astfel de job sau internship? Da, recunosc, mărturisesc că am avut parte de 2 oferte. Până la momentul actual s-au organizat 3 sesiuni de testare la noi în facultate cu sprijinul domnului prodecan Șerbu Răzvan. Au venit și alți studenți care au primit oferte. Am primit feedback pozitiv din partea acestora. Cu alte cuvinte, este o oportunitate extraordinară, o conexiune foarte importantă cu toată lumea. Mulțumesc foarte mult și doresc și ție mult succes. Trebuie să mă întorc la domnul Bechea și vă invit acum să le spuneți pe final, pentru că mai avem câteva minute până la publicitate. Vreau să vă invit să le spuneți studenților câteva cuvinte, așa, de încurajare pentru noul drum pe care pășesc după absolvire. Sigur că, în primul rând, le transmit că ar trebui să învețe foarte bine, să aibă o pregătire teoretică foarte bună. Evident, eu mă gândesc în primul rând la sectorul bancar, dacă vor să se angajeze și, cum am spus, dacă în momentul de față se analizează extrem de bine situațiile financiare unui agent economic înainte de a-i da un credit, evident că trebuie să ai oameni foarte bine pregătiți. După aceea ar trebui să, pe lângă această pregătire de specialitate, trebuie să cunoască foarte bine calculatorul, să lucreze foarte bine cu tot ce înseamnă Word. Nu sunt foarte specializate și nu necesită cunoștințe formidabile sectorul bancar, cel puțin în partea asta de front office de care discutăm noi. Deci trebuie să știe să utilizeze foarte bine calculatorul și, evident, să aibă cunoștințe destul de bune de limba engleză. Dacă sunt dinamici, comunicativi, disponibili, au toate șansele să se angajeze și în sectorul bancar. Eu le doresc succes și sper să îi am la interviuri atât în Sibiu, cât și în întreaga țară. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi de alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Mulțumim foarte mult. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Nu mai avem foarte multe discuții, dar iată, până acum am avut discuții interesante și importante pentru liceenii de acasă, spun eu, care ne privesc și care vor să afle detalii din culisele Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Acum vom sta de vorbă cu domnul conferențiar universitar dr. Răzvan Șerbu, prodecan responsabil cu viața studențească și relații internaționale. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Înțeleg că sunteți foarte aproape de studenți, în primul și în primul rând. Și de aceea știu că sunt dezvoltate foarte multe asociații studențești la care ați fost chiar și membru fondator. Spuneți-ne mai multe detalii despre aceste proiecte care deja încă există și care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Pentru început vreau să vă spun că avem asociații foarte puternice aici în facultate. O facultate cred că este reprezentată în primul rând prin aceste asociații studențești.
Am fondat, deja este la majorat, Clubul Studenților Economiști. Am plinit 18 ani, a fost și sărbătoarea de 18 ani. Sunt 18 ani de realizări pe care Clubul Studenților le-au și prezentat atunci. O să le găsiți toate și pe site. Activitatea lor, vreau să spun că este foarte, foarte intensă, poate chiar mai intensă decât a noastră. Oh, nu pot să cred că spuneți asta. Da, ne hrănim și noi, vreau să zic, spiritual, cu energia pe care o avem în jurul nostru și avem asta este norocul, șansa noastră de a fi înconjurați de studenți. Spuneți-mi cum activează ei și mai exact cu ce îi ajută pe studenți aceste proiecte la care unii dintre ei fac practică și de care beneficiază alții dintre ei. Sunt proiecte foarte importante pentru facultate. Cine altcineva știe mai bine de ce au nevoie decât studenții. Studenții în cadrul acesta al asociației își enumeră nevoile pe care le au. Automat vin înspre facultate, înspre conducerea facultății, relația este foarte apropiată cu aceste asociații și merg și înspre profesori. Iar asta e chiar de apreciat. Îmi pare rău că vorbesc eu, cu siguranță o să vorbească și studenții noștri de relația foarte apropiată pe care eu o simt cu studenții noștri. Sunt foarte mulți membri, din păcate nu atât de mulți pe cât noi ne-am dori. Poate eu conștientizez acum mai mult importanța asociațiilor studențești și într-un fel mă doare că nu văd aproape toți studenții implicați aici, însă vă spun, cei mai buni studenți sunt în asociațiile studențești și acțiunea, în momentul în care se termină cursurile, începe cu ei, cu cluburile pe care noi le avem aici în facultate. Și continuă practica, ca să spunem așa, în cadrul lor. Sigur, da, foarte important pentru practică. Am luat cel mai important de la Asociația Absolvenților, am luat pulsul mediului de afaceri. Absolvenții noștri sunt acum pe funcții de răspundere, sunt directori, așa cum a spus și domnul director, avem directori generali, avem și directori de departament, absolvenți de noștri care se întorc înspre facultate și ne spun de ce ar avea nevoie, care sunt pretențiile, care sunt condițiile. Bineînțeles, colegii mei, profesorii care activează aici în facultate, depun tot efortul în această direcție, dar fără să auzim care sunt pretențiile mediului de afaceri, s-ar putea să mergem pe un drum prea teoretic. Bineînțeles că nu e practic atât de mult cât și-ar dori mediul de afaceri, însă să știți că se observă de la an la an o creștere a importanței acestei activități, practica. Studenții ne spun tot timpul și e cerința lor, domnule profesor, cum putem să facem și noi aplicativ mai mult? Și vreau să vă spun că la discipline sunt părțile de seminar cu aplicații, nu atât de mult, încă o dată, ca în vest. Este o piață încă puțin dezvoltată, piața aplicațiilor educaționale. Sunt, poate aș dori să fie mai multe companii care să se îndrepte înspre noi, însă se fac eforturi și toți colegii mei au câteva aplicații care, bineînțeles, cresc interesul pentru disciplina respectivă. Vreau să-mi vorbiți, că oricum discuția o vom dezvolta puțin mai târziu despre lucrul acesta, dar să-mi vorbiți în special despre Asociația Alumni. Este una dintre cele mai puternice asociații din cadrul Facultății de Științe Economice. Eu mi-aș permite să spun că este cea mai puternică asociație de absolvenți a universității. Până acum, la nivelul Sibiului, cu falsă modestie, vreau să vă spun că suntem cea mai activă asociație. Mai sunt în țară câteva asociații cu care noi colaborăm și care le văd că se mai mișcă. Însă, conceptul este încă tânăr la noi. Nu prea am avut vreme să ne uităm înapoi. Absolvenții facultății au fost și ei măcinați cu alte probleme. Iată că partea bună a acestei crize este că avem timp să ne uităm și să vedem ce am putea să dăm înapoi facultății. Avem directori, avem poziții frumoase care s-au întors aici și care în momentul în care sunt prezenți aici discută cu noi și spun pe masă toate problemele pe care le au și care ar dori să le îmbunătățească împreună cu noi. Spuneți-mi ce pot învăța studenții prin intermediul Asociației Alumni.
În primul rând ar trebui să specificăm aici câteva proiecte importante pe care asociația noastră le are și cel mai frumos proiect îi spune Bursa Alumnii. Este o bursă nu foarte însemnată material, sunt 3.000 de lei, care pleacă pentru cel mai bun student al facultății. Spun că nu însemnată material pentru că sunt studenți în facultatea aceasta care ar merita enorm, mult mai multă investiție. Și e vorba de investiția în tineret, în primul rând, și în cei mai buni, însă e foarte important. Avem în fiecare an 10 studenți care participă, cel puțin 10, sunt cei mai buni, eu știu ca și profesor, sunt și absolvent al facultății acestea și sunt cei mai buni studenți. În primul an am să vă spun că noi am fost președinte, bursa aceasta a fost una singură, dar după interviu am premiat pe toți participanții. Toți au fost cei mai buni participanți. M-aș bucura enorm să văd companiile că se întorc înspre facultate și unele o fac. O să le și menționăm, pentru că trebuie să menționăm treaba asta. Sunt în principal băncile care sunt aproape de noi. Ați văzut și pe domnul director, BRD-ul, care susține foarte mult activitățile, Citibank, Visma, companii care s-au întors și care realizează că investind, întorcându-se înspre facultate, o să aibă absolvenți foarte buni și ei, că acolo, pentru ei pregătim, sper eu, pentru piața internă. Exact, de care vor avea și nevoie. Vreau să vorbesc cu o studentă care se pare că este președinte al Clubului Studenților Economiști și vreau să-mi dai mai multe detalii despre acest club, Daniela Dragotă. Bună ziua, bună ai venit! Bună ziua, mă numesc Daniela Dragotă, sunt în anul 2 la specializarea contabilitate și informatică de gestiune. Spune mai multe detalii despre acest club și cu ce vine în sprijinul studenților. Acesta a fost înființat în anul 1995, iar în anul 1997 a luat formă juridică. Atunci a fost înființat de 20 foști studenți, actual profesori. Spune-mi de când ești tu președinta clubului? Eu sunt președinta acestui club de foarte puțin timp, de aproximativ 2 luni, deoarece fostul președinte beneficiază de o bursă Erasmus. Bun. Și ai rămas să te ocupi. Da. Cum este munca în cadrul acestui club? Pe de o parte foarte frumoasă, pe de o parte stresantă. Trebuie să te împarți în foarte multe locuri, trebuie să faci multe chestii, dar beneficiile obținute după realizarea unui proiect sunt uriașe și își merită efortul. Spune-mi, care sunt beneficiile? Nu este vorba de beneficii financiare, ci doar de beneficii personale. Te dezvolți ca persoană, ai o nouă viziune despre multe lucruri, poți să... De fapt, ai contacte cu persoane importante, de ca un simplu student nu ai, nu ai parte de aceste beneficii. Cu alte cuvinte, îți formezi relații, da, pe care te poți folosi, nu? Mai da, târziu. Da. Mulțumesc foarte mult, îți urez mult succes și mai ales să te mai așteptăm să mai purtăm discuții, pentru că înțeleg că Clubul Studenților Economiști este, din nou, o asociație foarte puternică în cadrul universității. Sufletul facultății, aș spune. Sufletul facultății? Da. Pe lângă asta, cred că studenții au parte și de momente puțin mai destinse, să spun așa. Există cadre așa știute de dumneavoastră în care ei își petrec timpul liber? Da. Daniela n-a specificat. Ei au foarte... În primul rând, întâlnirea lor este la ora 20:30 seara. După cursuri, nu? După cursuri, deja... da. Am să vă spun că îi prinde și miezul nopții. Ori nu cred că ar putea cineva să-i țină acolo pe studenți în afara programului. Da. Asta îmi spune mie că se fac acțiuni foarte, foarte importante și foarte interesante pentru studenți. La câteva acțiuni am avut și eu bucuria să fiu invitat și să particip. Aș spune că cea mai importantă acțiune pe care eu o desfășoară este Balul Bobocilor. E un moment în care bobocii află de Clubul Studenților, profesorii sunt toți invitați alături de studenți și pot să comunice probleme pe care poate în timpul cursului sau seminarilor nu pot să le spună. Este încă un mijloc de a comunica și de a vă apropia studenții. Foarte, de foarte important. E foarte important de spus și de excursiile pe care ei le organizează. Împreună cu facultatea au fost vizite la târgurile de turism, au fost ieșiri chiar pentru un weekend în pensiuni,
pentru a vedea și mediul real, că suntem o facultate în care avem specializarea economia turismului, serviciilor, lucruri care trebuie să le vedem și practic. Neapărat. În realitate. Aș vrea să vorbesc acum, dacă îmi dați voie, și cu o altă studentă, Roxana Boriga, care este bursieră în cadrul Clubului Studenților Economiști. Înțeleg, Roxana, că ai primit o bursă. Bună ziua, bine ai venit! Da, bună ziua, bine v-am găsit! Mă numesc Roxana Boriga, studiez la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Sunt în anul 2 la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune. Spune-mă dacă ai muncit mult ca să obții această bursă pe care ți-au acordat-o cei de la Clubul Studenților Economici. Da, această bursă s-a bazat în principal pe voluntariat. Am muncit destul de mult. Prima etapă a constat într-un CV, o scrisoare de motivație și un eseu cu tema cum trebuie să fii loial sau neloial, bineînțeles, în afaceri. Titlul care trebuia atins trebuia să conțină cuvintele șansă început și, bineînțeles, business. Această bursă a fost acordată cu sprijinul Clubului Studenților Economiști, implicit al facultății și cu ajutorul profesorilor noștri. Din nou îți spun și ție, înseamnă că este un proiect care ți-a oferit foarte multă experiență. Înainte de premiul despre care domnul prodecan spunea că totuși este cam mic, da. Nu? Pentru cât ați merita pentru voi. Pentru valoarea voastră, da. Da, a fost, nu știu, experiența, pot spune, primul meu interviu pe care l-am avut cu conducerea facultății și, bineînțeles, a fost o etapă care, zic eu, că în facultate nu o să... Nu aveai cum să, ai, o, da. Să o treci, nu? Să o trec. Vreau să le spui liceenilor de acasă, care ne privesc, să le dea așa un sfat rapid și scurt pentru cei care poate vor să calce pragul facultății de științe economice. Înainte de toate, înainte de a învăța, trebuie, zic eu, să vă implicați foarte mult pentru a avea beneficii ulterioare, atât în câmpul muncii, cât și în facultate. Mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Roxana a menționat despre interviu. Asta este un punct foarte important pentru oricare student, cred, nu doar de la științe economice. Spuneți-mi, ei sunt pregătiți pentru a susține foarte bine un interviu după ce termină facultatea sau chiar din timpul studenției? Aceasta a fost un alt punct pe care Asociația Alumnii l-a pus în evidență în urma întâlnirilor cu absolvenții, care au spus că au câteva probleme cu absolvenții în momentul interviurilor. Poate că nu-i pregătim destul. În sensul acesta vreau să vă spun că anul trecut au fost examenele toate orale, că au început la seminarii să fie cât mai mult prezentate, poate, întrebări din cadrul interviurilor și mai mult decât atât s-au făcut chiar în cadrul unui târg de slujbe, a fost un târg de cariere economice în cadrul facultății, s-a făcut un curs pentru a răspunde la un interviu și pentru a completa, pentru a realiza o scrisoare de intenție și un CV. E un început doar. Dar, iată, va funcționa cu siguranță și mai ales pentru că veniți dumneavoastră în întâmpinarea lor. Vom acorda o atenție specială studenților Erasmus. Dar astăzi o avem alături de noi pe Monica Beca, președintele Erasmus Student Network Sibiu. Bună, bine ai venit! Bună ziua! Spune mai multe detalii în foarte puține cuvinte despre experiența pe care ai avut-o tu prin această bursă Erasmus și spune-mi dacă poți să le spui celor de acasă, poți să-i influențezi cumva să urmeze această bursă Erasmus. Numele meu este Monica Beca, sunt momentan studentă masterandă la Master in Business Management, un master în limba engleză, domnul decan îl menționa mai devreme. Și am fost studentă Erasmus pentru 6 luni în Olanda, în Deventer, un orășel micuț, înfrățit cu Sibiul, unde inițial am plecat pentru a mă dezvolta din punct de vedere profesional. La vremea respectivă eram studentă la marketing. Însă, după ceva timp, întoarsă acasă, mi-am dat seama că cel mai mare câștig pentru mine a fost la nivel personal, pentru că în 6 luni am cunoscut
oameni din toate colțurile lumii, am învățat mult mai multe despre culturi pe care nu le cunoșteam și am reușit să scap de anumite idei preconcepute și stereotipuri referitoare la aceste culturi. Și experiența aceasta mi-a dat ocazia să mă întorc acasă și să mă bucur de o internaționalizare acasă. Chiar acum ne aflăm într-un colț internațional al acestei facultăți, îmi place să-l numesc așa, pe pereți se văd imagini, frânturi din viața studenților Erasmus care s-au întors în țară după ce au plecat. De asemenea, prin activitatea Erasmus Student Network, împreună cu colegii mei, lucrăm cu studenți care vin la Sibiu, în universitate, aproximativ 30 în fiecare în toată universitatea. Momentan, semestrul acesta, dacă nu mă înșel, avem 9 studenți la noi în facultate, un număr foarte mare și unii dintre ei chiar s-au întors în facultate după primul semestru, pentru că chiar le-a plăcut foarte mult. De asemenea, informăm și studenții care pleacă de aici și cu cel mai mare drag pot să încurajez pe oricine să plece și să se bucure de această oportunitate, pentru că mai târziu vor vedea că e o ocazie care merită trăită. Să înțeleg că tu vei rămâne în România. Vrei să profiți doar de experiența scurtă din străinătate și să vii aici, nu? Să rămâi în România? Momentan îmi investesc energia și eu o văd ca pe o investiție, pentru că o fac cu foarte mare drag, în activitățile desfășurate în colaborare cu facultatea și universitatea aici acasă, însă nu am renunțat la ideea de a pleca din nou la un moment dat, tot prin programul Erasmus Plus, acum începând cu 2014, probabil printr-un internship, un plasament într-o altă țară pentru câteva luni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult succes! Și ne revedem la o ediție viitoare. Domnule prodecan, pentru încheiere, pentru că văd că aveți o relație foarte apropiată cu studenții, poate și pentru că le sunteți alături prin asociațiile pe care le-ați înființat, vreau să le spuneți câteva cuvinte de încheiere. Vă las pe dumneavoastră să încheiați ediția de astăzi. Așa, să zicem, 3 sfaturi pentru cei care vor să urmeze cursurile Facultății de Științe Economice sau pentru cei care sunt actualmente studenți. Mă bucura foarte mult să aveți aceste reacții și aceste sfaturi de la studenții noștri. Elevii de liceu o să-i creadă pe ei mult mai mult decât o să mă creadă pe mine, dar după reacția lor sper să observați dacă o fi adevărat ce spun. E foarte important că în această facultate e o relație apropiată între profesori și studenți. Nu sunt doar eu privilegiat, am să vă spun că toți colegii mei au o relație apropiată. Asta se poate vedea și din faptul că se întorc după ce termină facultatea. Cred că e cel mai important indicator. E odată să-și crească gradul de angajabilitate facultatea și să-i vedem pe studenți înapoi, întorcându-se fie cu o idee bună, fie cu o bursă, fie cu orice plan. Faptul că ei sunt aici înapoi, în această facultate, îmi spune că menirea noastră de profesori e una pe care am îndeplinit-o. Și oricând, sunt sigur că asociațiile o să poată să întărească acestea. Noi avem aici, la intrarea în facultate, o cutiuță de sugestii și de opinii, care vreau să vă spun că e aproape goală tot timpul. Asta înseamnă că studenții sunt apropiați și ne spun în direct, fără să trească să scrie. În această notă pozitivă în care am și susținut emisiunea, o să închei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. A 4-a ediție Student Focus acum i-a sfârșit. Vă invit să ne urmăriți vinerea viitoare de la ora 16 și în reluare în fiecare sâmbătă de la ora 11 pe Antena 1 Sibiu. Să aveți un weekend minunat pe vinerea viitoare.